Problema. Problema, pensia. Eu am lucrat, am stajul de muncă, în cartela de muncă, mai mult de 15 ani. M-am adresat anul ăsta, luna martie, am atins vârsta de pensionare, m-am adresat, am dat documentele. Păi azi e abia 3 martie, deja ați reușit să obțineți pensie? Păi martie anul trecut. A, anul trecut, aha. Da, cu greu. Mai scurt, din toate înscrisurile au fost înlăturate câteva înscrisuri și mi s-a stabilit pensia minimală de 200 de lei plus alocația cum străiesc. Spuneți-mă, rog, eu mai colabora. Dar ce au considerat? Că erau salarii, veniturile mici, nu, ultimii nu ani sau cum? Nu, nu le-au plăcut înscrisurile în cartela de muncă, cu toate că sunt ștampile umede. Și ce, anulau înscrisuri? Din... Da, s-a anulat. Și nu puteți contesta decizia asta? Eu am cartela de pensie, da. Și nu puteți contesta Dacare. Decizia asta de acordare a pensiei minime? Dar nici cineva nu a dat decizia. Păi faceți un demers scris, să vă explici, la cei care au stabilit pensia. Cum se cheamă? Casa Națională de Asigurări sau cum? Asigurări sociale sau nu știu. El aici e altă cerneală, este o hârtiuță scris. Păi și dacă e alt cerneală, normal că e altă cerneală, că e alt angajator, nu? Sau cum? Unul, da, unul primit, altul eliberat, cred că, exact. Cartela de muncă. Eu da, puteai să termini cerneala când ai putea scrie. Eu niciodată nu m-am uitat, eu am lucrat o viață, nu, am lucrat, eu dădeam cartela, eu nu m-am uitat, eu n-am știut, eu nu sunt colaborator de cadre, Eu zic să insistați, să cereți în scris, să faceți o petiție. 200 de lei plus 100 de lei alocația, anul trecut nu era stabilit de la lucru. Vă întâlniți mâine cu avocatul, întrebați-l consultații gratuite cu chestia asta și poate faceți o plângere și dacă e necesar facem și proteste.